Bună dimineața, Dani, bună dimineața, Răzvan. Mă aflu la antrenamentul echipei de juniori a Stelei. Alături de mine se află antrenorul Teodora Angelini. Bună dimineața. Te rămână, bună dimineața. Talentați cei mici? Da. Cum sunt? Pe teren, cum se descurcă? Se descurcă bine, se descurcă. Că altfel, n-au ce să caute aici. N-au. Echipă tânără, foarte tânără, 13-14 ani. Sunt la început și ei. Se pregătesc cât mai bine. Fac tot ce se poate, le place, de-aia sunt aici și sigur că așteptăm ca în câțiva ani, un an, doi, să sară mai sus la grupele mai mari sau chiar la echipa mare. De ce are nevoie un copil în ziua de astăzi pentru a face performanță? În primul rând trebuie să-i placă. Dacă nu-ți place, degeaba vii la fotbal sau, bineînțeles, și în altă meserie. După aceea, sunt niște calități native cu care trebuie să se nască. Viteză, forță, îndemânare, sigur care astea trebuie lucrate, antrenate. Și bineînțeles, și după aceea, părinții care au și ei un rol foarte important în ceea ce fac copiilor. Adică atenți puțin cu programul lor, școală, antrenament, hrană, odihnă. Că nu e ușor să pleci dimineața la antrenament, după aia să mergi la școală, ieși de la școală, cei care vin după masă vin la antrenament, ajung seara acasă la 8, deci e un program încărcat pentru ei. Nu e ușor, e foarte greu. Și atunci trebuie niște sacrificii, că fără sacrificii nu se poate. Făcând sacrificiile astea, dintre ei sigur că vor ajunge și sus, unde vrem și noi, unde vor și ei, și părinții, și ei, bineînțeles, copii. Dani, am o surpriză pentru tine, pentru că alături de mine se află una dintre legendele Stelei. Este vorba despre Adrian Bumbescu. Bună dimineața! Bună dimineața, Săruna! Bună, Răzvan și Dani! Știu că jucați fotbal cu Dani, nu? Cum este? Da, da, ceva timp în urmă jucam cu Dani, chiar vă arătam cu fenta lui Dani aceea, cu pasul în dreapta și te uiți în stânga. Păi arătați-mă, că avem minge aici. Cum da, fenta aceea? Așa este fenta lui Dani. La care, la una dintre ele mele mai dure, s-a supărat, dacă mai ține minte. Cum sunt copiii de aici, de la centru de copii și juniori de la Avem asta? 10 grupe de copii juniori, cea mai mare cei de 2000 până la 2011-2012. Cea mai mare grupă, știți că au fost la grupa de elită, unul a făcut o figură foarte, foarte bună și după aceea vine grupa 2001, antrenată de mine, care tot așa intrăm acum în vară la elită și grupele celelalte care sunt grupe bune și încercăm, la noi selecția este continuă și încercăm pe zi ce trece să îmbunătățim calitatea antrenamentului. Acum depinde și de ei, că au un program foarte, așa vorbe cum vorbea și colegul meu Teo Angelini, au un program foarte încărcat, școala, antrenament, meditații. Noi în permanență, miercuri, le dăm posibilitatea să aibă și să le dăm o zi liberă pentru meditații, să nu neglijăm școala, pentru că avem probleme și cu părinții. Și după aceea intervine factorul disciplinar, care ține foarte mult, pentru că este club militar și ține foarte mult la disciplină. Prezența și este foarte importantă la noi. Se mai face fotbal ca pe vremuri? Ca pe vremuri, nu. Păcat că avem condiții extraordinar de bune, după cum vedeți și dumneavoastră, două terenuri mari de iarbă, terenul 6 și 7, plus cele două sintetice, cel mare și cel mic. Eu, sincer, la Craiova, pe vremea când eram la Craiova Junior, făceam pe zgură, dar mă pregăteam, indiferent unde era, eu mă pregăteam. Avem lângă noi și doi juniori, vreau să vi prezint. Bună dimineața, cum te cheamă pe tine? Rafaele. Și câți ani ai? 14 ani, împliniți, de-abia împliniți. Și de când joci tu fotbal? Cam de vreo 6 ani jumate, dar la Steaua aici de vreo 2 ani și 4 luni. Unde ai început să joci fotbal? În Italia, la o echipă sponsorată de AS Roma. Cum a fost acolo să joci la AS Roma? A fost o experiență foarte plăcută, acolo antrenamentele se desfășurau foarte bine. Antrenori buni, colegi buni și... Ce jucător favorit ai tu de la Steaua? De la Steaua, jucătorul favorit este Florin Răzdan și Predescu, Alin Predescu. Și din echipa veche a Stelei, cine îți place? Marius Lăcătuș, este un idol, cum mă spune. Este chiar și prietenul meu. Mereu mă alintă la antrenamente și părerea mea este cel mai bun. Pe tine cum te cheamă, câți ani ai și de când joci la Steaua? Mă cheamă Luis, am 13 ani și joc de 3 ani la Steaua.
Și de ce ai vrut să faci fotbal și nu alt sport? Pentru că mi-a plăcut foarte mult. De mic mă uit la Messi, Ronaldo, Neymar. Okay. Mulțumesc mult de tot și vă urez mult succes. Așadar, viitorul fotbalului românesc sună bine. Răzvan, Dani, înapoi la voi în studio. Mulțumim tare mult, Flori. Copiii se pregătesc aproape pentru efortul lor, dar și pentru efortul părinților.